Doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul emisiunii Media 120 este timpul pentru o emisiune dedicată sănătății. Ne aflăm la Clinica Medicală Vlăduțiu, stăm de vorbă cu domnul dr. Sabin Tătaru, medic specialist urolog. Astăzi despre urologie, un subiect, să spunem, poate nu foarte des întâlnit. Ce este urologia, cu ce se ocupă, care sunt principalele afecțiuni despre care noi ar trebui să știm anumite lucruri, cine se adresează urologului și când. Bine v-am găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Doresc să mulțumesc încă o dată și doamnei dr. Vlăduțiu pentru facilitarea acestei întâlniri. Și da, din punct de vedere a ceea ce înseamnă urologia, este o specialitate care se ocupă de aparatul urinar, atât la femei cât și la bărbați, de asemenea și de organele genitale externe la bărbat. Așadar, în cadrul specialității noastre se adresează atât femeile cât și bărbații. Cele mai multe sau cele mai frecvente boli întâlnite sunt pietrile la rinichi, așa cum le știe toată lumea, care cu siguranță în ziua de astăzi au tratamente minim invazive care pot fi oferite pacienților și care au o rată de succes foarte mare. De putem asemenea, trăi cu ele până la deci bătrâneți? Putem trăi, sunt o grămadă de pacienți care atunci când ajung în atenția noastră au calcul și de 2-3 cm, 4 cm, care cu siguranță s-au format în timp, de-a cursul multor ani de zile, deci ei nu s-au format într-o perioadă foarte scurtă și cu toate astea ei au trăit. Dar acești calculi pot să ducă la anumite complicații dacă ei cresc sau blochează scurgerea normală a urinii. Printre complicațiile care pot să apară sunt infecțiile urinare, care se traduc ulterior în infecțiile la nivelul rinichiului. De acolo, dacă merge în sânge, este acea septicemie pe care o știe toată lumea pe termenul acesta și care asta poate să pună la un moment dat în pericol și viața pacientului. Cu siguranță o adresabilitate mai bună la medicii urologi, un mod prin care pacientul să se gândească să prevină anumite boli și aici nu mă refer doar la urologie, mă refer la toate specialitățile medicale sau chirurgicale, pacientul este bine să înceapă o prevenție din timp. Alte patologii care noi le întâlnim în afară de aceste pietri la rinichi sunt inclusiv cancerele. Astea reprezintă un procent destul de însemnat și din păcate cancerele nu dorm. Nu anunță pacientul într-un mod brusc, brutal, printr-o durere sau printr-o jenă dureroasă și atunci de obicei pacienții nu se prezintă la medic. Bun, dar sunt anumite analize pe care noi le-am putea efectua anual și acele analize, nu știu, să ne arate sau să ne ofere anumite semne de întrebare și totuși să ne gândim ar trebui să ne adresăm unui medic? Acum, cu siguranță, rolul medicilor de familie este foarte important pentru că ei au în atenția lor toți pacienții care sunt înscriși pe liste. Există acel set de analize anuale, mă refer aici la analize de laborator, de sânge sau de alte fluide ale organismului care pot fi făcute. Acestea oferă, într-adevăr, anumite informații cu privire la statusul biologic, la ce se întâmplă în corpul omului la momentul respectiv. Dar pe lângă aceasta există și nevoia unor investigații puțin mai amănunțite. Aici poate să fie reprezentată ecografia, de exemplu, ecografia abdominală, ecografia aparatului urinar, poate să fie în cazul în care un medic specialist recomandă ulterior un computer tomograf sau o rezonanță magnetică nucleară. În ziua de astăzi există foarte multe asemenea metode imagistice care ne ajută suplimentar. Specific din punct de vedere a specialității cu care eu mă ocup, partea de prevenție o reprezintă ecografia, care nu neapărat că există o anumită vârstă de la care se poate face această ecografie, dar dacă ar fi să mă întrebați din experiența mea, după 35 de ani, o ecografie poate să facă oricine. Că o face la urolog pentru aparat urinar, că o face la un medic
specialist în ecografie generală, ar fi bine să-l facă. Dacă m-ar fi să mă întreba specific ca și analize pentru anumite boli, cancerul de prostată, care reprezintă o problemă de sănătate majoră, pentru acest tip de cancer există niște analize de laborator care se pot face. Dar aceste analize trebuie făcute în urma unui consult la medicul urolog, pentru că multe din ele, sau cel puțin una din ele, poate să fie crescută ca valoare și în alte boli ale prostatei, nu doar în cancer. La ce vă referiți aici? Este PSA-ul. Probabil foarte mulți dintre bărbați peste o anumită vârstă au auzit de el. Li se recomandă, așa cum îi spune numele, și de la medicul de familie. Uneori da, uneori nu, am mai întâlnit. Dar să știe bărbatul că acest antigen specific de prostat, așa cum îi spune numele, este specific prostatei și nu a unei boli din prostată. Interpretarea unor valori modificate trebuie făcute în context clinic, adică trebuie făcute întrebând pacientul dacă are ceva acuze, dacă îl supără, trebuie examinare, deci, clinică. Trebuie să existe niște simptome? Sau? Nu. Nu? Nu. Bărbații care știu în familia lor, rude de grad 1, care au avut cancer de prostată, este indicat ca peste 45 de ani să facă un consult urologic. Urologul știe de acolo mai departe ce analize să ceară, știe momentul în care să ceară acele analize sau alte investigații suplimentare dacă este nevoie. Deci, practic, dacă ai antecedente în familie, ar trebui să consulți după vârsta de 35, după vârsta de 45 de ani urologul pentru o depistare precoce a unui cancer de prostată. Ceilalți bărbați care în familia lor nu știu să fie avut, de la 50 de ani în sus este recomandat un consult la medicul urolog și ulterior analize de sânge dacă trebuie sau alte investigații. Deci, practic, cu asta vă confruntați, să spunem așa, cel mai des? Cel mai des, pentru că la noi, în specialitatea noastră, se adresează foarte mulți bărbați, într-un procent mult mai mare decât femeile, dar problema cu cancerul de prostată este semnificația pe care poate să o aibă asupra vieții omului. Dacă e depistat din timp, poate fi tratat. Există mai multe modalități prin care se poate trata un cancer de prostată. Chirurgia reprezintă elementul sau punctul de plecare, este de elecție în aceste cancere ale prostatei. Modalitatea prin care se face actul chirurgical, adică fie că e chirurgia clasică, deschisă, cu tăietură pe care o știe toată lumea, fie că este mai nou chirurgia laparoscopică, sau inclusiv chirurgia robotică, care în România, din păcate, nu este suportată de casa de asigurări, dar sperăm că cu ajutorul lor, la un moment dat, se va putea introduce, oferă o gamă largă prin care pacientul cu o asemenea boală poate fi tratat. Descoperit în fază incipientă, pacientul are șanse să se vindece și să trăiască liniștit până la adânci bătrâneți. Cu siguranță, după o intervenție chirurgicală sau un tratament care are scopul de a vindeca bolnavul, pacientul, bărbatul, trebuie să fie conștient că va fi supus unor controle ulterioare la anumite intervale de timp, 3 luni, 6 luni, un an, pentru ca să ne putem asigura că, într-adevăr, nu a plecat din organul respectiv, din prostată, absolut nicio celulă care ulterior poate să facă alte ravagii în corpul omului. De aceea, depistarea precoce, tratamentul din timp aplicat în stadii incipiente și o urmărire bună după aceea poate să asigure pacientului o vindecare din punctul ăsta de vedere. Alte afecțiuni pe care le întâlniți în afara, mă gândesc, afecțiuni mai ușoare pentru care vin bărbații la urolog. Care sunt? Bărbații de obicei se prezintă cu inflamații ale prostatei, care la o anumită vârstă, inclusiv vârste tinere, pot să ducă la modificări în modul în care se urinează. Adică actul micțional este deja tulburat de acea inflamație. Se urinează des, greu, pornește greu urina, are tot felul de dureri. Este un simptom? Da, acestea sunt niște simptome pe care pacienții le prezintă.
De asemenea, ei experimentează tot felul de dureri care de cele mai multe ori nu sunt clasice cu ceea ce identificăm noi în cărți, pentru că și bărbații sau pacienții simt durerea în anumite moduri și atunci ei pot să-ți relateze aspectele astea, dar pentru asta trebuie timp, trebuie răbdare, trebuie ascultat bărbatul. Bărbatul e așa o specie care se deschide mai greu în fața unui medic. Unui medic și atunci trebuie multă răbdare în a asculta. Dar aceste inflamații care există la nivelul prostatei sunt de cele mai multe ori datorită unor infecții microbiene sau bacteriene. Deci, chiar dacă, să spunem, și la femei există, să spunem, și la femei anexite, există, sigur. La bărbații, noi spunem așa, poate că ei nu răcesc sau nu iau microbi atât de repede precum iau femeile. Corect, ei de multe ori spun adevărat. Că sunt mai sănătoși. Este adevărat? Sunt mai adevărat, puțin predispuși, da, uite, la infecții, da, urinare? La Infecțiile urinare la femei apar mult mai frecvent decât la bărbați. Există niște factori printre care lungimea canalului de urină la femei este mult mai scurtă. Asta este principal. Și atunci infecțiile urinare pot să apară mult mai des și mult mai frecvent. Uneori bărbatul când se răcește, în ghilimele, nici măcar nu poate să-și dea seama că de acolo. Dar o femeie care deja știe, a trecut, da, printr-un episod de asemenea infecție urinară, cam știe despre ce e vorba. Deci la o femeie ce de-a lungul vieții sigur are câteva episoade, câteva poate de anexite sau de sigur, cistite. Sigur. Dar un bărbat mai puțin. Un bărbat mai puțin și de cele mai multe ori nu prea știe ce să facă, nu știe ce se întâmplă cu el și așteaptă să treacă de la sine sau? Uneori da, uneori se tratează empiric cu ceea ce cumpără din, nu știu, magazinele naturiste, uneori poate și din farmacie anumite preparate care pot fi eliberate fără rețetă, dar atâta timp cât simptomele, semnele nu dispar, e bine să se adreseze unui medic specialist. Mai multe infecții bacteriene, să spunem, netratate în timp, duc la afecțiuni mai grave, presupun. Duc la o cronicizare a infecției, duc la posibilitatea recidivelor. De cele mai multe ori în sezonul rece apar recidivele. Fie că este infecția respectivă tratată insuficient ca perioadă de timp, fie că bărbatul are anumite elemente anatomice, biologice, care îl predispun la recidivă. Asta înseamnă ce? Pietri la rinichi, înseamnă o prostată mare care nu lasă să se golească vezica suficient de bine după actul micțional. Toate lucrurile astea sunt factori favorizanți. Diabetul zaharat. Am întâlnit pacienți pe care s-au prezentat cu simptome de prostatită și care nici măcar nu știau că au un diabet acolo. Făcând analizele ulterior am depistat că seama. Pacientul are și un diabet acolo. Deci sunt o grămadă de lucruri pentru care pacienții este bine să ceară ajutorul unui medic, un consult, sfatul lor și, sigur, există un arsenal destul de mare de preparate naturiste care pot fi utilizate, care și noi le utilizăm, pentru că pentru a ține sub control semnele, medicamente nu poți să dai pe o perioadă foarte lungă de timp, cum sunt antiinflamatorii, de exemplu, și atunci un antiinflamator potent, natural, poate fi recomandat și pe o perioadă mai lungă. De multe ori femeile folosesc diverse ceaiuri în tratarea anexitelor, cistitelor, care pot funcționa, dar bănuiesc că la femei e puțin diferit. Tratamentul ar trebui să existe obligatoriu și din partea medicului. Indiferent că e o infecție urinară la femeie sau la bărbat, înainte de începerea unui tratament antibiotic trebuie făcute niște analize, cel puțin câteva analize de urină. Cu siguranță ceea ce ceaiuri pot folosi sau ca tratament naturist pot să înceapă pacienții, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, chiar de la primele simptome, pentru că nu afectează și nu influențează rezultatul analizelor de urină. Dar o rezolvare pe termen lung a acestor simptome, tratamentul naturist este care aduce un plus valoare și un ajutor unui tratament antibiotic. Antibiotic, da.
ce tratamente naturiste, de exemplu, ce ai recomandați în cazuri ușoare? Sunt extractele de care conțin merișor, deci fructele acelea fantastic de acrișoare și bune. Se pare că ceea ce conține în aceste fructe de merișor au o influență asupra modului în care bacteriile pot să se lipească și să se prindă și să se ghemuiască acolo în mucoasa interioară a vezicii urinare, și limitând această capacitate a bacteriilor de a se lega de mucoasa din interiorul vezicii, pot limita și simptomele. Cu siguranță, probabil într-o infecție ușoară, pacientul ulterior să nu mai aibă simptome, dar pot să revină aceste simptome și destul de repede uneori. Dacă nu le tratează, sau cel puțin dacă nu-și face niște analize de urină sau măcar un consult la medicul de familie sau la medicul specialist. Ceai de coada calului, ceaiurile de coada șuricelului, sau acum, acestea sunt leacuri băbești, sunt leacuri băbești, sunt convins că ele au anumite rezultate, nu spun că nu, dar din păcate ele nefiind studiate și cum noi medicii suntem antrenați ca să utilizăm sau să vedem medicina bazată pe dovezi, nefiind studii pe ceai de coada calului în infecțiile urinare, nu v-aș putea spune mergeți în zona asta, dar iată, uite, ceaiul de merișor și din ceea ce știu eu sunt pastile naturiste. Exact, acesta este studiat, există aceste influențe benefice pe care le poate avea, dar de coada calului ceai nu știu. Nu l-ați recomandat. Nu. Bun. Femeile, pe de altă parte, vin și femeile la urolog. Da. Care sunt, nu știu, acuzele pe care ele le aduc atunci când se prezintă la urolog? Așa cum ați spus, mai infecțiile urinare, cistitele, calculii, pietrele sunt uneori la fel de frecvente ca și la bărbați. În principiu, cam astea sunt cele mai frecvente. Cele mai grave afecțiuni care cele mai pot grave să apară? Sunt tumorile renale sau tumorile la nivelul vezicii urinare. Acestea apar și la bărbați. Atât la nivelul vezicii urinare, la nivelul rinichilor, o ecografie poate să suspicioneze și atunci trebuiește de făcut investigații suplimentare, cum este un computer tomograf sau un RMN, care să stabilească că într-adevăr ceea ce medicul vede ecografic, da, este o formațiune tumorală care poate avea aspect de cancer și atunci trebuie luat măsurile care chirurgicale sau care se impun. Deci la nivelul tumorilor renale chirurgia este de primă intenție, la fel și la nivelul tumorilor vezicale sau așa numiții polivezicali. Până la examenul de microscop histopatologic care îți confirmă sau îți infirmă natura canceroasă, nu poți să spui nimic, dar alea trebuie eliminate. Cât de repede ar trebui să se prezinte femeia la cabinet, la cabinetul urologului? Bărbatului i-ați recomandat, după vârsta de 45 de ani, poate chiar mai repede dacă există antecedente în familie, mergem la un consult anual și la medicul specialist. Am putea să ne gândim așa, că din punct de vedere a tumorilor renale și a tumorilor vezicale, fumatul cronic sau tabagismul cronic prin compușii din tutunul ars au o influență negativă și pot promova și pot duce la apariția tumorilor renale și a celor de vezică. Deci cine este fumat, un factor de risc. Cine a fumat 30 de ani, e bine să facă cel puțin o ecografie. Bun. Cine a avut un contact cu un mediu toxic, adică locul de muncă din industria cauciucului, pielăriei, a vopselelor, de asemenea trebuie să fie conștient de faptul că munca în acel mediu de lucru poate la un moment dat să ducă la apariția anumitor tumori, atât la nivelul rinichilor cât și la nivelul vezicii urinare. O vârstă anume pentru ca femeia să se prezinte la un consult urologic nu este bine stabilită, dar o ecografie făcută după, știu și eu, 35 de ani, să zic, ar putea să liniștească pacienta că nu are nicio problemă. Iar în funcție de
statusul ei sau în funcție de modul de, adică unde lucrează, locul de muncă sau dacă consumă toxice de genul țigărilor sau nu, atunci îi se pot recomanda anumite intervale de timp la care să se prezinte la control. Eu sunt curioasă dacă vin mai des femeile sau bărbații la control. La fel. Deci la fel. E atâta pe același palier. Atâta timp cât pacienții înțeleg ce se întâmplă în corpul lor și vor fi interesați ca să fie bine, ei vor veni. Pentru asta trebuie să ai timp, răbdare și să le comunici și să poți povesti cu ei și să te întrebe absolut tot ceea ce au pe sau ce vor să știe despre corpul lor, despre boala lor, dacă le-ai identificat o boală. De unde ar trebui să înceapă prevenția, vă întreb, de acasă, din familie? Nu știu, care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le cunoaștem, pe care să le evităm, dacă este ceva legat poate de alimentație, de obiceiurile noastre zilnice? Poate că ar fi bine să înceapă cu educație începând din școală. Eu țin minte că atunci când eram eu în școala generală, aveam o oră de educație sanitară. Acum ea nu mai există. Așadar, școala în momentul ăsta prea puțin poate să influențeze elevul în a i se implementa, în a i se atrage atenția că sănătatea este un lucru foarte important, că după o anumită vârstă poate să apară anumite boli sau că este bine ca preventiv să faci anumite consultații decât să tratezi în momentul în care apar anumite simptome. Cu siguranță ar fi bine dacă s-ar reintroduce o asemenea oră de educație sanitară. Dacă nu, din familie, la fel este esențial lucrul ăsta, acolo unde se poate. Și cu siguranță, în ziua de astăzi, internetul are o foarte mare influență asupra ce pacienții noștri știu sau încearcă să afle. De cele mai multe ori, pacienții, chiar și seniori după o anumită vârstă, citesc pe internet, se informează. Văd. Și când, dacă îi întrebi, ați citit? Da. Ați înțeles ceva? Nu. Atunci mă bucur că ați venit la medic. În sensul în care informațiile găsite nu întotdeauna pot să lămurească omul. Și atunci, da, internetul poate fi privit ca unealtă prin care să tragă niște semnale de alarmă că ceva nu se întâmplă bine acolo, dar în același timp, pentru a putea beneficia inclusiv de comunicarea cu un, să spunem, specialist în domeniu, e bine să se adreseze medicului. Absolut. Mulțumim frumos pentru toate aceste informații. Eu vă mulțumesc. Succes în continuare, vă dorim. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi dedicată sănătății. O zi bună. La revedere! Thank you.